Perioada agitată la nivel de țară și de județ, nemulțumirile oamenilor în ceea ce privește recalcularea pensiilor nu au încetat să apară. În urma acestora, președintele PSD Hunedoara, Laurențiu Nistor, a ținut să-i asigure pe aceștia de faptul că nicio pensie nu va scădea. Cum se face indexarea VPR-ului? Este foarte simplu. Va crește 100% cu creșterea inflației și plus jumătate din creșterea salariului mediu brut pe economie. De exemplu, dacă avem un 7-8%, 10%, să luăm cifră rotundă ca să înțelegem cu toții gradul de creștere a inflației și 5% creșterea salariului mediu brut pe economie în România, jumătate din 5% înseamnă 2,5, deci 10 plus 2,5 înseamnă 12,5% indexarea VPR-ului în ianuarie 2025. Liderul socialdemocraților hunedoren, Laurențiu Nistor, a ținut să clarifice lucrurile care contează cu adevărat pentru cetățeni în privința pensiilor. Potrivit guvernului, peste 3,8 milioane de români vor beneficia de o creștere semnificativă a pensiilor, cu o medie de aproape 27%. Socialdemocrații spun că, indiferent de valorile care vor apărea în deciziile de recalculare, în realitate nicio pensie nu va scădea. Chiar și în cazul în care recalcularea a arătat o sumă mai mică decât cea primită anterior, oamenii vor continua să primească valoarea mai mare a pensiilor. Chiar dacă după recalculare, unii au primit decizia de pensionare, care este mai mică decât pensia care au, vă asigur și asigur prin intermediul noastră pe toți pensionarii județului Hunedoara că nimeni nu va pierde la pensie. Vă pot spune și recunosc și eu că comunicarea a fost foarte, foarte greșită. Cei mai mulți pensionari, stimați reprezentanți ai mass media de la Hunedoara, 82% vor primi în medie cu 27% mai mare pensia majorată. Chiar. Așa cum am spus-o, indemnizația socială va fi de 1281 de lei. Sigur că această lege s-a dorit să se elimine toate inechitățile care au fost. După ce se va primi tichetul de pensie în septembrie, o să vedeți că se lămuresc multe, multe lucruri și atunci toată lumea își dă seama că a crescut pensia sau că pensia nu i-a scăzut respectiv la mineri. Pe lângă recalcularea pensiilor, PSD a promovat și implementat o serie de măsuri importante pentru pensionari în mandatul premierului Marcel Ciolacu. Anul acesta, recalcularea pensiilor a adus o creștere medie de peste 600 de lei pentru 82,5% dintre pensionari. Mai mulți, cei de la PSD spun că indemnizația pentru însoțitorii pensionarilor încadrați la gradul 1 de invaliditate a fost majorată. Îl apreciez pe premierul Marcel Ciolacu, pentru că s-a dus la Bruxelles, a reușit să negocieze, să mărim pensie. Fiindcă nu putem să stăm noi românii cu o pensie mică și dezastruoasă și țara Uniunii Europeană, alte țări, să stea cu pensiile mari. Se concretizează deja niște soluții pe care vi le-am comunicat cât de rapid vom putea pentru ca să acoperim perioada din ianuarie încolo. Eu sper că și din ianuarie încolo va fi o guvernare care să aibă grijă de cetățeni, de oamenii de rând, de aici se pleacă, va fi o guvernare care să respecte ceea ce scrie în lege, pentru că în lege scrie clar că se va indexa valoarea punctului de referință, cum numeam noi înainte valoarea punctului de pensie, de acum se numește valoarea punctului de referință. Socialdemocrații spun că reforma adoptată a însemnat un pas înainte în asigurarea unui sistem de pensii echitabil pentru toți cetățenii României.